Bună dimineața, dragi dependenți de fide. Ia uite ce stan frumos am eu. Cam filme mâncava și gura voastră. Așa ceva mai rar. Deci e absolut demențial. Iată-ne, așadar, în prima zi, prima manșă a concursului nostru pe intercluburi de pe Iazul Bila 2. Ieri ați văzut ce s-a întâmplat, sper să vă pot arăta ce s-a întâmplat, pentru că v-am zis, mi-a dărâmat vântul, mi-a luat camera în apă. Am mers foarte bine la antrenament ieri, am prins pește frumos, dar nicio treabă ziua de ieri cu ziua de astăzi, după cum vedeți. Adică ieri 30-40 de kilometri rafale vânt, astăzi oglindă. O să trebuiască să vedem astăzi, o luăm pas cu pas, pentru că este foarte posibil ca ceea ce a funcționat ieri să nu mai funcționeze astăzi și mă refer în principal la pescuitul pe vad, în apropiere, adică între 50 și 90 de metri. Standul pe care l-am tras astăzi este pontonul 20, o distanță destul de mică până malul de vis-a-vis, în 110 metri. Deci nu o să fie probleme cu accesarea malului opus, dar le-am clipsat eu pe acolo, vedem noi cum rezolvăm treaba și ce și cum merge. Dar înainte de asta, haideți să vă arăt ce pregăti eu pentru azi în materie de scule. Acesta este suportul meu eco, deci mai eco decât atât nu se poate, și prezentăm așa de la stânga la dreapta Benzar Method Feeder, lansetă de nădire, bestie 3,60 m. O știți, eu mi-am păstrat lanseta asta că dai în ea ca în tobe și uzine. Engauge de 12 feet. Asta este clipsată în 90 de metri, după cum am spus și ieri, momitor Preston Large 60 de grame, pentru că așa ceva aruncă lanseta aceasta pentru distanță. Largi 60 de grame, cârligele sunt toate corda mixa numărul 8. Mai avem aici tot un engauge, aceeași lansetă, 360-80 de grame, dar de data aceasta e pregătită pentru vad. Momitor XL 45 de grame și Walter-ul, care nu era necesar pentru distanța de 110 metri, dar pentru că vreau să și nădesc acolo și e distanță destul de mare, un momitor de la Nenea Gabor alu Dome, 65 de grame XL, cară ăsta. Deci asta o să fie oarecum o lansetă de nădire și poate și de pescuit. Cam astea sunt lansetele. O să-mi fac cumva, mi-am măsurat în 45 de metri, o să-i dau să sară și cu momitorul de la Gabor alu Dome o să încerc și sus să nădesc, doar ce nu avem voie cu momitor cu spițe să nădim în afara timpului de nădire grea. Și după cum am zis, aici sperăm noi că o să udăm și facem acum, pășim pe covorul roșu. Tum, 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 tum. Covorul roșu. Pregăteala de aici. Ai așa, să așezăm și noi camera frumos. Bun. Pregăteala de astăzi. După cum am zis, ce am folosit ieri, o să folosesc și astăzi. Adică, așa ceva, am zis. Este fish and krill, nada. Și mai era un adaus de Perfect Minimix, ce vedeți voi pe aici. Raport, v-am zis, 65% nade, 35% pelete. Nu mi-am făcut pelete separat astăzi și concursul acesta, v-am zis, este pe un concurs pe echipe și dorim ca, de-aia am și făcut nada așa direct, ca toată lumea să pescuiască fix aceeași nadă și aceeași chestie, care testată ieri a dat super rezultate. În materie de momeli, stăm simplu pe vad, pe masă. Astea care au mers,
waftersurile de 8 și 5, grill and shrimp, ultri bombu, i-am iscuit, care merge. Mai avem waftersurile de 10 mm. Astea, în cazul în care nu merg astea, pentru că am văzut că și știu că merge cel mai bine, merge aici grill and shrimp-ul pe baltă și evident momeală de teste, care ieri a fost absolut demențială, sperăm să se țină. Spelete de 12 mm făcute, nutri bombe de 12 mm pe treabă de selecție se vor ele, încă lucrăm. E o altă variantă față de celelalte pe care le știți din emisiunea precedentă de la Nuncetul. Astea se dizolvă mai greu, exact ceea ce mă interesează. Și pe mine, bine, și compoziția e diferită, dar nu mai intru în detalii. Și pe masă mi-am oprit două cutii cu nadă, e fix aceeași nadă, dar mi le-am separat și mi le-am pregătit că dacă este să fiu super, super zelos, să nădesc la greu, măcar știu că o să rămân, o să am nadă. Nu avem limită de nadă, dar parcă n-aș sta în timpul manșei să-mi fac nadă. Înaintașul, firul pentru înaintaș, Doamne ferește să nu avem nevoie de el, Gibraid Grand 018, după cum vedeți, colorat, v-am zis cum o să scap de firele închise la culoare pentru înaintaș, o să iau ori galben fluo, ori verde fluo, mă interesează pentru că văd peștele când vine în mal, știu când sunt aproape de înaintaș. Cârligele, v-am zis, am legat cârligele. Astea sunt corda mixa numărul 8, barbetă, sting 10. Firul textil este de 16. Și matrițele aferente pentru fiecare model de momitor. Gaboralul Dome, XL-ul vechi de la Preston și largiu de la Preston. Și o chestie foarte, foarte importantă pentru concursurile astea, cronometru. Bravo, cronometru, a comentat cineva la ultima filmare de la Nucetu. A zis ceva în comentarii că, bă nene, dar tu te aștepți ca peștele să tragă fix la o anumită minut, la o anumită secundă. Asta este diferența între concursuri și pescuitul de plăcere. Pentru că la concursuri, da, te interesează lucrul ăsta. Și te interesează lucrul ăsta pentru că ai un timp limitat de pescuit. Dacă ai lansat undeva și din vari motive, ori nu e peștele acolo, ori nu a căzut bine momeala sau s-a întâmplat ceva, s-a împrăștea nada de pe momitor, orice vreți voi. Și nu știi cam în cât timp trebuie să-ți vină trăsătura, lucru pe care trebuie să-l vezi în antrenamente, o să pierzi foarte mult timp pe așteptare, adică stai 20 de minute, de exemplu, cu ea în apă, fără să aibă vreo șansă să producă vreo trăsătură, n-ai de unde să știi lucrul acesta, și în loc să stai 10 minute, de exemplu, pentru că o să-ți vină trăsătura în mod normal, ceea ce vezi la antrenament este că trăsătura trebuie să vină sub 10 minute, deci timpul de așteptare e 10 minute. Dacă ai stai 20 de minute, aș pierde 10 minute. V-am zis, este foarte, foarte important jonglarea asta cu economia timpului în concursuri. Da, se întâmplă câteodată să ai inspirație, să zici, da, mă, stau 10 minute și hai să mai las încă 3 minute și îți vine trăsătură. Sunt foarte rare cazurile și nu te poți baza pe ele, trebuie să te bazezi doar pe tipare. Cam asta este treaba și da, într-adevăr, ne interesează și știm că în majoritatea cazurilor, de exemplu, în antrenament era un sărac că trăsăturile veneau între 3 și 6 minute. Am încercat să stăm și mai mult, dar n-a avut nimeni dintre noi trăsătură peste 10-12 minute. Așadar, am stabilit un timp de așteptare pe undeva pe la 10 minute maxim. Dacă nu se întâmplă nimic, în 10 minute scoatem. O să ne mai auzim noi cu strategiile din timpul concursului și modalitatea de a pescui, că și acolo este o diferență. O să ne bazăm foarte, foarte mult pe momelele de substrat, după cum am zis.
pentru bomburile astea în teste, pentru că am văzut că produc foarte, foarte bine. Și cred că s-au prins în 5 persoane doar 3 carași, ceea ce iarăși este bine. Și asta este unul dintre motivele pentru care am zis să încercăm în antrenament să prindem cu așa ceva. Am verificat pe Wafters, merge, deci nu e problemă. Numai că, iată o chestie foarte interesantă ieri, chiar vorbeam cu băieții, a fost că pe momelele acestea o lua chiar și mai repede decât pe Wafter, ca să vă imaginați. Și mai e o diferență foarte, foarte mare. V-am zis, trebuie să știi foarte bine treaba cu momelele, cum funcționează și calitățile și defectele, între ghilimele, ale lor. Fiind un concurs, te interesează ca fiecare pește ce strage să-l scoți. Asta înseamnă că trebuie să fie agățat bine. De foarte multe ori se întâmplă la wafter, la micropopa, la monturile critic echilibrate și mai ales dacă strângi foarte mult pește pe voad, se întâmplă foarte, foarte des să scapi pești în drill, dar îi scapi pești nu că sunt, nu că ai făcut ceva greșit, ci pur și simplu, fiind montura critic echilibrată și având foarte mult pește pe voad, cârligul joacă. Se ridică masa apei, coboară, se ridică masa apei, coboară, pentru că apa e vânturată de pești, de agitație, de aia. Și se așează cârligul pe un pește și îl iei de exterior, de alea, ți-a tras și l-ai scăpat. Cu momentele de substrat, și de asta vă spun, cu momentele de substrat nu se întâmplă așa ceva, n-are cum să ridice, mai ales la mărimea sa, nu o să se ridice absolut nimic de pe substrat, iar în momentul în care ai prezentare știi foarte, foarte bine că peștele ce ți-a tras a luat momeala și cârligul în gură. Drept pentru care foarte puține ratări, mult mai puține pe wafter, ceea ce iarăși este ok, pentru că, să zicem, chiar dacă ai avea la wafter 10 prezentări și scapi 3 pești, eu dacă am 8 prezentări și iau 8 pești, înseamnă un pește în plus. Deși, v-am zis ieri, s-a demonstrat faptul că merge mult mai bine pe așa ceva. Cam astea ar fi lucrurile. Vedem cum decurgă și în timpul manșei. Așadar, astăzi, în principal, două distanțe de pescuit. Și nu o să vă mai arăt cum nădezi, ce fac, ce nu știu ce, că n-are niciun sens. Dar pot să vă spun de pe acum că o să nădesc în 45 de metri toate cele 10 minute. Și pe urmă o să mai stau încă 10 minute și o să nădesc cu metodul cu gabura lui Dome sus acolo, în distanță. Cam asta este. O să vedem și ce se va întâmpla astăzi. V-am zis, tare curios, încă zilele n-au nicio treabă una cu alta. Haidea! Și am terminat cu perioada de nădire grea. După cum am zis, am făcut vad cu monitorul 45 de metri. Și acum o să pescuim cel puțin o jumătate de oră în malul de vis-a-vis cu timp maxim de așteptare 6 minute, că am văzut că veneau sub 6 minute trăsăturile atunci când era pește. Dar chiar dacă nu vine pește, nu avem nicio prezentare în jumătate de oră, tot nu e un lucru rău, pentru că m-am dus acolo sus cu metodul mare de la Gabor Dome, XL-ul acela care cară destul de multă nadă. Ideea este că acest concurs e pe 7 ore, eu nu trebuie să prind din prima secundă pește, ar fi bine să fie așa, dar nu trebuie neapărat să prind din prima secundă, e bine să îți faci lucrurile să meargă cât de cât constant, cel puțin în a doua jumătate a concursului. Mai lăsăm și vadul să se odihnească puțin după ce o să termin lansările acestea, 6 minute și 12. După ce o să termin lansările astea în malul de vis-a-vis, să nădesc cât de cât și acolo, o să mergem cu o lansare pe vad. Vedem despre ce este vorba și pe vad.
tot așa un timp de așteptare de 10 minute privat. Dacă avem pește, continuăm. Dacă nu avem pește, având în vedere că avem nadă deja dat acolo, majoritatea nadei a fost dat acolo la înălirea de bază cu monitorul, mai pescuim încă o jumătate de oră în malul de vis-a-vis, tot să cărăm nadă, chiar dacă nu o să avem niciun pește. Sperăm că la un moment dat o să vină să se așeze el acolo. Lasă. Încercăm, îi băgăm un wafter de 8. Chiar dacă trage, mai aflu un careaz de acolo, acum în perioada asta cât vreau să nădesc, nu mă interesează. Ba chiar e bine, că dacă e un caraz de la mai frumos, el scutură bine momitorul. O să-i pun la față vafturul. Dublu încărcat, evident, că am zis că vreau să car ceva nadă acolo. Adică așa, cară ceva nadă. Acest topul, ca să putem să avem ceva fir în caz că ne dă vreun pește mare, așa sunt clipsat. Stopul fac undeva în spate, să pot să am 3-4 ture de manivelă când vin cu lanseta pe poziție, ca să am timp, dacă este ceva, să dau pick-up-ul și să pot să mă declipsez în timp ce peștele își ia ceva fir. Altfel, dacă pun stopul direct în față și doar pun lanseta jos, în momentul în care o trăsătură, și mai ales că pe lanseta acesta am fir de 0.18 pe principal, dacă n-a pus să-i dai repede drumul, se duce cu tocul înaintea și instant. Plus de asta și lanseta este dură și peștii ăștia de pe bila 2 sunt absolut demenți, v-am mai zis. Ia uite cum mă țin eu de vorbă. Nu facem lucrurile cum trebuie făcute. Să-i dăm de unul la cronometru. Cam așa se va desfășura cel puțin prima oară de concurs, după cum am zis, jumătate de oră pescuit în mal de vis-a-vis 6 minute timp de așteptare. În funcție de rezultate, dacă o să prind pește acolo, o să mai insist și vedem despre ce este vorba, dar la un moment dat o să trebuiască să verificăm și vadă. Dar câtă vreme nu e pește, simplu, jumătate de oră sus, venit pe vad cu o lansare, stat 10 minute, un timp mai mare de așteptare, văzut dacă s-a strâns ceva pe vad, dacă nu s-a strâns nimic pe vad, îl lăsăm în pace, că deocamdată nu trebuie suplimentat, că are suficientă nadă și dacă nu e nimic acolo, e clar că nu are sens să mai bagi în plus, și înapoi sus, în malul de vis-a-vis, tot așa continuăm o jumătate de oră cu timp de așteptare foarte mic de 6 minute, tot ca să cărăm nadă. În felul ăsta încerc, v-am zis, nu mă interesează prima parte a zilei, atât de mult că mă interesează ultima parte a zilei. Și încerc în felul acesta să-mi țin două vaduri. Și sper eu să reușesc să-l găsesc undeva în astea două vaduri. Pentru că nu o să reușești să faci cantitate ce trebuie sau să scoți un rezultat foarte bun dacă mă apuc să bat apa, să dau acolo. Și la diferite distanțe. Plus de asta, v-am zis în antrenament, am văzut că a mers foarte, foarte bine vadul. Tuturor le-a mers bine vadul, nu numai mie. Adică au prins ceva pește pe vad. Unii mai puțin, unii mai mult, unii mai mari, alții mai mici, mă rog. Dar v-am zis, era altă zi. Era o cu totul și cu totul altă zi. Tocmai de aceea astăzi jonglăm cu două vaduri. Ieri nici nu m-am chinuit. Am preferat să mă antrenez cu colegii de club,
cu vadurile la distanțe diferite și fiecare s-a ținut de la cap la coadă pe el. Și toți am prins pește în diferite distanțe. Ceea ce nu am verificat neapărat o distanță, având în vedere că pe orice distanță a fost pește. Din punctul meu de vedere, nu distanța a fost acolo treaba, a fost vântul care bătea din față, lateral, dreapta, foarte puternic și a adus foarte mult pește acolo, tocmai de aia am prins toți. Toți pe vad și indiferent la ce distanță. Dar ce am reușit să verificăm, v-am zis, a fost nada, omela, căligul și na, tipul de pescuit, pentru că și acolo puteai să pierzi vadul în momentul în care aveam pești pe vad. Ăștia trebuiau să fie alimentați destul de des, adică prindeai un pește, trebuia să dai două momitoare, să nădești, două metoduri. Făceai două lansări repede, bang, bang, pe urmă al treilea să stai pe așteptare. Și așa am reușit, dar ne-am ținut pești pe vă fără niciun fel de problemă. Dar, o nouă zi, o nouă încercare. Astăzi nu mai e ce a fost ieri. În mod clar, asta. 4 minute. Șefule, ai 2 minute să te decizi. Stabilirea timpului de așteptare acolo nu este random. V-am zis, majoritatea cazurilor, când este pește pe zonă, ieri am observat că sub 6 minute îți venea prezentare. Tocmai de aceea stau și eu maxim 6 minute. Că nu are sens să stau mai mult. Plus de asta, nada. Am zis, eu prefer întotdeauna să lucrez cu nadă destul de subumectată, nu clay, nu pastă. Pentru că pe mine mă interesează să se desfacă foarte repede odată ce ajunge pe substrat. Chiar și la distanța aceea prefer să o presez puțin mai mult la distanța aia. Dar uscată fiind, absorbe repede apă și se desface foarte repede. V-am zis, pe mine mă interesează să îmi creez vadul acolo, nu să, dacă am trăsătură, de exemplu, în 3 minute și folosești o nadă colantă, o să desfacă doar primul strat de nadă, următorul strat de nadă o desface prin toată balta pe unde faci drill cu peștele. Și ăla nu mai vad, nu se mai poate numi. Știu, sunt oameni care pescuiesc și au, domne, că ăla așa prinde, ăla așa face, uite că și eu am făcut așa și am prins chiar dacă m-am întors cu nadă pe monitor. Ok, încercați și altfel și o să vedeți diferențele. Eu nu spun că metoda mea e bună, eu spun că, m-am mai zis eu pe mine nu prea mă lasă capul să fac altfel, pentru că ăsta e adevărul. Câtă vreme descarcă într-un singur loc, știu unde am vadă. Câtă vreme mă întorc cu jumătate nadă pe monitor, trăsătură. Da, asta cred că a fost călăs. Da? Cum contează? 5 minute 50. Nu e călăs. Să pun și în dreapta la crește. L-are lângă mă. Înseamnă că e ceva pește pe acolo. Asta e mic. Dar nu contează, punctează. Mai întâi să-l scoatem. Vad, am avut un ștofac, uite, s-a speriat. Am trecut cu peștele ăsta peste vad. Da, hai mă, tata, mă, vină cu ce. O, trebuie să ne grăbim, că dacă nu e în juvelnic, nu punctează, așa că
N-are niciun rost. Să ne grăbim. A, treci tu pe partea asta altă, că văd că te-ai dus în stânga. Iertați-mă că stau cu spatele la voi. Trebuie să mă cer cu ciortanul ăsta. După ce o să nădesc cu lanseta asta, că am momitul ăsta mare și văd că se strânge ceva pește acolo, o să încerc să dau cu ei în gaugiurile, pentru că sunt mult mai permisive în drill. Și nu trebuie să mă port chiar atât de frumos cu ei. Asta după ce Z-ul face pe apă, îți dai seama că dacă se întoarce și are repede pe loc, chiar nu are cum să fie pește mare. Dar v-am zis, o contează mai întâi să-l scoatem și pe urmă. Trebuie să te porți frumos cu peștii ăștia de aici, că sunt absolut demenți. Ieri mi-a rupt de pe înaintaș, nu știam de mine. Stai mă, bobiță, că tu nu ești mic. Ia mai ridic. Ridică-te și tu puțin. Hai sus, mă, tată. Iată că trecut o oră și 20 de minute din concurs. Din păcate n-am reușit să prind decât un singur pește, cel pe care l-ați văzut voi acolo. Am revenit pe vad cu o lansare de 11 minute chiar și din păcate nu am fructificat nimic. Deci presupunerea mea e că deocamdată nu e nimic pe vad. Nu stau chiar așa genial în sector. Sunt persoane cu 2 pești, poate chiar 3. Undeva în dreapta mea, unde se deschide balta. Aici este o zonă îngustă, se îngustează. În teorie ar fi genial dacă ar circula peștele de la stânga la dreapta, pentru că îl prinzi pe... Ai șanse să îl găsești mai repede sau să te găsească mai repede pe voadă, având în vedere că e puțin mai îngustă balta, dar dacă peștele nu se mișcă, cel puțin dimineața nu s-a mișcat, vă dați seama că nu stă pe zona asta, stă unde are și el, mai larg. Dar hai să vedem, poate se schimbă ceva acum cu vântul ăsta, dacă se pune vântul și se menține, poate îl mai pune puțin în mișcare și ne aduce și nouă ceva pește, să avem și noi ce prinde. Dar o cam dată nu e caz de disperare, mai avem timp.
Doar că e bine așa să, în loc să numeri cât ai de recuperat, să numeri, să mai tai câte unul când prinde altcineva. Lasă-mă că am 5, a prins la 1, mai are 4 până mă ajunge, etc. Deci jucăm din urmă. Avem iepuri de fugă astăzi în sector. Și mă bucură că, uite, Toni Alexandrescu, colegul de echipă, e cu două standuri mai în stânga mea și cred că nu e cu mine în sector. Da, nu e cu mine în sector. Și cred că e la al patrulea pește, al cincilea pește. Două standuri mai în stânga unde se lățește, e mai lat acolo. Deci eu am undeva la 110, acolo 135, cam așa 140. Și văd că ea de malul opus, face treabă. Nu e rău. Mă bucur. Știm și cu ce dă, că toată lumea dă la fel. Deci, inclusiv, uite, și astea sunt bune chestiile de genul ăsta când pescuiești în echipă și toată echipa pescuiește cu același lucru, că elimini foarte, foarte mult din dubii care îți încolțesc în minte. Bă, dar nu e bună mumeală, nu e bună nada, nu e bună aia, nu e bună aia. Nu, n-are cum să... Dacă mai există astfel de dubii și îți faci astfel de filme, e suficient să te uiți la colegi și să-i întrebi dacă îi prind. E clar că e pescarul. Pescarul, locul, distanța. Alte lucruri trebuie verificate. E drept, n-am văzut, poate că n-am fost atent, dar n-am văzut pe nimeni nici în dreapta mea să prindă de pe vat, toată lumea de sus, în malul de vis-a-vis, malul opus. Dar la fel toți au vaduri făcute la diferite distanțe, între 40 și 70 de metri. Știu că s-a prins un pește în dreapta mea, un crab. Patru pontoane mai încolo, cred că sunt vreo trei. E Vasile Cristian, care e cu noi în echipă și cu noi în sector, în echipa a doua. Avem două echipe în joc. În echipa a doua, în dreapta, știu că are două bucăți, mi-au zis băieții. Unul pe la vreo 6-7 kg și unul mai mic, deci stă foarte bine și el tău, cam dată la ce am văzut eu că se întâmplă pe baltă. Cel puțin pe mine m-a depășit din start cu un singur pește în jur de 5 kg, vă dați seama. 7 plus, alt pește, nu. Doar cine știe? Vedem cum o să decurgă ziua. E bine, uite, și vântul ăsta acum, să sperăm că ieri a bătut invers vântul și am pescuit pe locurile mici, am pescuit pe cât am pescuit eu, pe 11 ieri și bătea vântul din coace încolo, a băgat pește acolo. Poate acum, astăzi o să înceapă să-i care înapoi, să vină pe vânt, pește, probabil că bate din stânga spre dreapta. Poate am și o șansă să-mi aducă ceva. Ăla peștele ăla a fost săracul el pe acolo. Nu știu care a fost treaba cu el, dar dacă erau mai mulți, ziceau ei ceva. Am rămas deocamdată, am rămas tot pe vofter. Pentru că v-am zis, n-am văzut. Nu cred că există de momeală în momentul de față, pentru că în materie de crap. De ce spun asta? Dacă era să fie ceva pește acolo, odată cu crapul e și caras clar. Dând, pescuind cu wafter, trebuia să prind și caras sau să măcar să am vreun semnal două de caras. N-am avut deocamdată niciun semnal și câtă vreme am prins un pește pe wafter, nu stau să schimb acum. Dacă o să fie nevoie, o să schimb momeala. Pe vad, oricum, pe vad, 100% intru pe pelete, intru bombe de astea.
și pe așa ceva am și stat pe var, pentru că acolo e o zonă care, am zis, cât bagi mai multă nadă, atrage tot felul de pești, inclusiv caras. Și ce am văzut ieri, din antrenament, am văzut că peștii de pe vadă se hrănesc foarte bine cu așa ceva. Deci le caută, le mănâncă de le sar folcile, așadar n-am motiv să mă feresc. Acolo, dacă ar fi pește, clar ar trebui să tragă la așa ceva. Dar astea sunt diferențele, v-am zis, de locuri. Pentru că pe vadă, 40 de metri, am dat o cantitate mare de nadă și sunt sigur că dacă vine ceva pe acolo, rămâne, fără niciun fel de probleme. Sus, în schimb, se construiește cu timp. Ceea ce nu e rău. Deja am 8 minute 37. Lăsăm 9 minute. Și dacă nu trage, mai dăm o lansare sus. Facem chestia asta încă 20 de minute, încă două lansări, 3. Mai încercăm pe vad. Aș fi încercat eu și mai devreme pe vad, adică aș fi insistat mai mult puțin pe vad, dar v-am zis ce am observat în stânga și în dreapta s-au prins pești de sus. Și deși am văzut persoane care au pescuit pe vad, încă nu au prins pește. Este foarte posibil să nu fie pește încoace în jos încă. Și eu tot de sus prinzând peștele. De-aia nici nu pierd foarte mult timp pe vad. Oricum, v-am zis, ziua de ieri s-au prins foarte, foarte bine pești, foarte mulți pești. I-au mâncat ca disperații, dar a fost o vâine, o vreme câinească. Astăzi vedem cum o fi. Poate se schimbă ceva, dar știam de dimineață că nu o să fie același lucru. Și tocmai de aceea nu disper, adică nu încerc să fac cine știe ce artificii, să mă dau capul de pereți pe aici și să încerc să prind 20 de pești, că n-are nimeni 20 de pești. Astăzi cu 10 pești cred că se va câștiga. Poate chiar și mai puțin de 10 pești. Important e să-i prindem pe aia 10 pești. Mai avem 9. Primul pas, am făcut. Ia, Google, că șomezi acolo. Cuvântul ăsta cu direcția, o să vedem, o să trebuiască să vedem cât trebuie să compensăm, pentru că monitorul ăla are o portanță foarte mare, lat, mare, butucănos. Sigur o să ia mult mai tare vântul decât ar lua un Preston larg. Deci prima lansare, acum cuvântul ăsta s-ar putea să fie fără succes ca direcție, de asta spunem eu. Vreau să vin cu monitorul gol. Deci toată nada pe care o scoți afară, dacă aș fi scos jumătate momitor și o scot aici, este nada care e aici și nu e acolo. Nu știu, așa îmi place mie să pescuiesc, că așa înțeleg pescuitul. Mai vă și explic. Nada pe care o arunci pe ponton, o scoți lipită pe metod. Aia este nada care peștele n-are cum să o găsească, să o mănânce, să ți-l atragă. Nada e făcută să stea în apă, nu pe mal. Mamă, dar bate băiatul. Deci, hai să vedem dacă compensăm 5 metri. Da, așa, să vedem cu direcția cum stă. Au compensat și numai 3 din ce văd eu acolo. Reset time. Așteptăm. Acum pe vântul ăsta chiar așa, uite, să fac chestia asta acum.
I-am mai dat niște fir în față, pentru că cuvântul ăsta faci burtă foarte mare când ai eclipsă. Și o să... Asta am observat acum, am aruncat practic, s-a așezat pe apă monitorul cam cu 1 metru aproape mai în spate față de cum am pescuit când nu bătea vântul. Și asta se întâmplă din cauza, v-am zis, burții de fir. Iar firul e luat de vânt, când dai eclipsă ai burtă foarte mare și se oprește monitorul mult mai devreme decât ar trebui. Și că i-am mai dat și eu cam 1,5 metri acum, să încerc să compensez puțin, vedem acum. Funcție de cum bate vântul, jonglăm și noi cu clipsurile. O mai ține la curent dacă, doamnește, se întâmplă ceva de bine. Poate mai prindem și câteva driluri. Ieri mi-a căzut camera în apă și nu am putut să filmez, că n-aveam sunet, cu tot cu sunet, cu tot cu alea. Ieri a fost o zi superbă, deci chiar mi-a plăcut, m-am distrat de mine ieri. Astăzi sperăm că nu ne-am prins porția ieri. Ne-am lăsat ceva și pentru azi de pescuit. Vedem. În sfârșit avem și primul pește de povară. Venit la 6 minute, că sunt 8 minute 20 acum și până i-am dat drumul la cameră, la sunet, la dracu, la lacul. A durat. Doamne, știu să fiu venit acolo, pentru că de sunt. Îi aducem acolo, adică dacă vinie acolo, au pe ce să-și petreacă timpul. Am mai avut o trăsătură malul de vis-a-vis. L-am setat acolo și m-am întors fără cârlig. Deci foarte, foarte rar se întâmplă să te trezești fără cârlig, să-ți rupă între nodul ochetului și legătura de la cârlig, dar uite tu. Ai, ai. Se întâmplă. Am cântărit și peștele de l-ați văzut prins. E singurul meu pește. 6,8 kg, parcă să zic. Da, 6,8 kg am avut. Vedem ce mai avem și aici. Reușim să-și facem. Aici pe vad, v-am zis, pe nutribomburile alea negre încerc să pescuesc și asta și venit peștele. Trăsătură de aia brutală, cum vedeți acum, la cât Andrei la șevera și într-o fracțiune de secunde. Trage peștișorul, dar nu e, dă prea, prea des, dă din cap ca să fie ceva mare. Dar așa am zis și de celălalt, să vedem acum. Sper să fie. În primul rând sper să fie pe saltea. Și pe urmă vedem noi dacă e mare, mic, nu contează, contează să punctăm. Mai ales că Mihai în sector, din câte am înțeles deocamdată, nu sunt chiar atât de grozav. Deci asta e lucru în echipă, trebuie să pescuiești și pentru ceilalți, să faci cât de bine poți, dar la fel riscurile trebuie calculate. Nu îți trebuie un punct în sector, ca și echipă, noi avem un target de 2 puncte fiecare în sector, dacă face și azi și mâine, și 90% din cazuri pe punctajul ăsta general ești pe podium. Deci nu trebuie să scoți mai multe bune. Nu trebuie să riști mai mult decât trebuie ca să scoți una. Frumos și peștele ăsta. Duce. Nu-ți fac nimic, bate ajută, scoți cârligul din gură.
timp de onoare, dacă cum. Doamne, ia uite câtă nadă bagă în el. Mă duc în al doilea pește de pe vad. Că am avut și... Ce frumos e. Să te chinui așa. Să și filmezi cu pește în drill în timpul unui concurs. E super. Ziceam că avem și al doilea pește de pe vad. Deci am avut ultimele 3 lansări, am avut un pește, o ratare, adică am avut o plecare frumoasă, dar presupun că a fost line bite, la firul pe spate. Și la următoarea lansare, uite, 4 minute, deja la 2 minute cred că a tras asta. Este clar că ceva avem acolo pe val. Singura chestie de mă sperie pe mine este că nu știu cât de bine s-a văzut la cameră, dar crapul pe care l-am prins pe vad a eliminat o cantitate foarte mare de nadă. Asta e foarte bine, pentru că e clar că mănâncă de sarg căpacele și e clar că o să rămână acolo câtă vreme îi dăm nadă, dar totodată fiind pești mari, trebuie să ținem cont de faptul că trebuie să suplimentăm vadul non-stop. Și la fel, ăsta este momentul în care într-un concurs trebuie să iei o decizie. Având în vedere că am prins doi pești pe vad, unul sus, o să rămân pe vad, pentru că e clară treaba că trebuie înădit. Sus, dacă mă duc, să zicem că nu mai prind în următoarele 3 lansări nimic pe vad, chiar dacă aș prinde un pește sus, aș putea să pierd oportunitatea de a scoate o cantitate destul de bună, pentru că vadul întotdeauna poate să-ți dea niște cantități foarte, foarte bune de pește. Și plus de asta v-am zis, având în vedere cât de mult nada a eliminat peștele precedent, este clar că trebuie să rămân acolo și trebuie să suplimentez în permanență vadul. Tocmai de aceea, după peștele pe care l-am prins, m-am dus și am dat două momitoare XL Preston dublu încărcate ca și nadă. Deci am nădit cu două momitoare, a treia am lăsat-o pe așteptare, am avut prezentare, am scos-o pe aia, am mai dus cu încă două momitoare ca să nădesc, am lansat în două minute, a venit prezentarea. După peștele ăsta o să fac fix același lucru, pentru că e clar că trebuie să-i ținem acolo dacă îi avem și acolo nu poți să-i ții doar așa cu voința sufletului, trebuie să le dai mâncare. Peștii mănâncă. Și de asta vă ziceam de chestie de decizie, pentru că este clar că... Mama, Doamne, ce pești frumoși! E clar că o să trebuiască să insist aici pe vad. Și când îți mai și produce, e superb. Hai sus, mă, hai, mă, tata. Hai să te vedem la față puțin așa. Cerc să-l țin pe înaintaș, să-l țin foarte mult pe lansetă. Asta amortizează. Ăla e gata. A intrat. Foarte frumos pește și ăsta. Mă duc să-l bag la sac. Mi-am chinuit o groază pe vad, am insistat și nu s-a întâmplat nimic. Asta e a doua lansare din malul opus, că am văzut în stânga, încolo, mult de tot, că s-au ridicat ceva pește. Am zis, hai să încerc să văd, poate reușesc să mai ciupesc un pește ceva. Pe zona asta nu prea e ok.
E o bătaie de-n dreapta mea, ca la Balamuc. Am schimbat acum pe un wafter în ideea de a vedea măcar careaz, v-am zis, măcar să văd că pe zona aia circulă totuși ceva. Și se pare că am luat un ciortan, dat pe Orange Inscrit. Dar nu-mi place deloc nici cum se simte peștele ăsta în bril. Adică se simte ca unul din peștii care te chinui să-i aduci la mal și vor să scape. Nu un cobe singur, dar când dă din cap așa ciudat, vine pe suprafață. A venit foarte repede spre mal la un moment dat. Vedem cum i-a agățat. Dar situația nu e roz. Și nici băieții, din păcate, nu stau bine deloc, nici Mihai și nici Costin. Costin a avut un pește de 11 kg și a mai avut încă unul dimineață. Cred că a mai prins un pește de atunci, dar s-a cam oprit. În schimb, ceilalți băieți merg foarte bine, din ce am reușit eu să văd. Vasile, Cristian, cu Toni Alexandrescu și cu Nacea, merg binișor. Măcar o echipă să avem care să fie pe pește. N-ar fi rău. Acum, în momentul ăla nasol, când sunt cu un înaintaș, un trăinele, fir 018 și cu Walterul ăsta care amortizează, nu? De la distanța aia cel mai mic pește pe ziua de astăzi, dar hai să îl băgăm noi unde trebuie și o să fie bine. L-am nimerit, mă? Tot l-am nimerit. Cu ăsta l-am luat cu minciogul de la fundul apei. Eu. Ha? Hei. Frumos, ha, frumos. A, vrei să faci poză, vrei? Ha? Dacă tot știi ce, dă-i cântăr. Păi, tare. Ocupă-te de el. Am plecat și fugat. Băieții la cântare acolo. E o zic care undeva la 4 kg, ceva de genul. Cam unde s-ar fie dreptă? Iau, 4720. 620? Nu mint la cameră, mă, n-am auzit bine, u. Bă, e în plus, nu e minus, sârbule. Nu? Aia-i treaba. Ia să toarcem și noi camera. O să vedem, poate și niște, măcar dăștea dacă am găsit pe acolo, având în vedere că a fost un vid piscicol groaznic în ultima perioadă. Și e adevărat că nici pe lângă mine n-am văzut pe cineva care să rupă norii. Măcar ne mai orientăm și noi. Da, dacă a fost ăla pe acolo, să vedem acum, da. La care și frasuri, orice, da?
Nici n-a venit repede, adică a venit peste 10 minute. Am zis că o să stau cam 12 minute pe așteptare, având în vedere că nu se întâmplă absolut nimic. Nimic, nimic, nimic. Vadul mi l-am 18 minute cu totul. Au fost. Având în vedere că, cum am zis, nu s-a întâmplat nimic, nici pe vad, nici în față, să văd că e vreo mișcare, ceva de pește. Înainte să ies acolo sus, am mai suplimentat vadul, mai dat, în cazul în care nu aveam nicio trăsătură, ceva, să mă fi retras pe el. Dar acum, dacă tot am avut un pește de acolo, hai să vedem, poate cine știe, mai reușim să mai luăm vreunul. De-aia am și renunțat la să încerc să dau cu momel de selecție deocamdată, pentru că n-avem ce să selectăm. Aia e problema. Nu prea avem ce să selectăm, din păcate. Da, ce să-i faci? Aia e viața. Te mai reuși să mai încurcăm câțiva câți. 13-25, 13-30, 15-2 ore jumate de pescuit. 2 ore jumate de pescuit, se pot întâmpla multe în 2 ore jumate de pescuit, da? Știți ce urmează? Nu la mine. Finalul de-astea cu happy end cam greu. Dar nu renunțăm. Îi dăm de toți bani. Băi, ești nebun. Ce-ai făcut, băbiță? Ai venit acolo acum, da? Ce-au strâng încă ți-ești gura lui? 2 minute. Păi nu e rău? Bun așa, Cătăline. Hai să-l scoatem și pe ăsta să vedem. Poate reușim, totuși. S-a ridicat un caras pe vadă. Incredibil. Să facem așa. Uite și Tony în drill în stânga. Ce e bine. Când prin băieții noștri pește, e bine. Am și o frână slăbită, că vă spun sincer, la cât de puțin pește au fost astăzi, chiar nu vreau să risc. Asta s-ar simți oarecum ceva mai frumos, în sensul că nu dă din cap. De obicei, când peștii nu dau din cap, sunt destul de frumușii. Dar hai să-l scoatem mai întâi să vedem. Spune el cântarul dacă îl scoate. Ușor, 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 metru cu metru. E nasol că din cauza vântului, că e o limită, e o distanță destul de mare, adică 110 metri. Dacă erau 100, să zicem, și nu bătea vântul, dădeam tot cu alea de 3-9. Și cu alea de 3-9 o trăgeam eu de ei, nu ei de mine. De 3-6 cu engaugiurile, ales permisiv în drill. Dar cu ăsta, cu nenea Valterică, trebuie să iei cu lugu-lugu. Trebuie să te rogi de ei, hai, te rog frumos, vino, fii cu minte. Sunt bețe foarte bune pentru lansat, walterurile, dar din punctul meu de vedere, în ceea ce înseamnă drill, execrabile. Scuzați-mi româna.
dar nu îmi plac absolut deloc ca și bețe de drill, dar v-am zis, eu sunt mai pe latura practică, dacă ajunge acolo unde trebuie să ajungă, restul o trebuie să-ți facă plăcere drill-ul, că nu dai alea în concursuri, asta e viața, nu e ce se mai face. Te descurci cu astea. Asta vine pe fundul apei, direct vine băiatul. Ia să vedem, poate reușim să mutăm și camera, să vedem aici, spre apă, ceva. Am dat în dreapta peștel ăsta. Să udăm noi inelele. E posibil să fie și mai mic, dar având în vedere că nu pot să trag de el cum aș vrea eu, mi-e frică să nu se ducă. Poate fi orice. Hai mă, vină mai încoace. Simt cum e înaintașul ăla, pe coamă, așa cum îl ia dâng. De-aia când vin mai aproape de mal, și de-aia prefer să văd înaintașul. A, uite ce a plecat. Când văd înaintașul și de-aia îmi trebuie un fir vizibil, întotdeauna vreau să țin firul sus ca să nu-l mai ia pe coamă când se întoarce. Încerc să feresc decât firul. Ca acum, de exemplu. Iau țânc. Te reușim să-l păcălim. Ușor, ușor, cu pianul la vale. Dom'le, e frumos și el, băiat. Acum, hai să vedem cum reușim să îl convingem să urce în lift. Hai sus, mă. Hai, în sus, în lift, te rog frumos. Ușor. Auuu, tot. Asta e un pește frumos pe care chiar nu vreau să-l pierd. Așa că mai așteptăm puțin. Ai mă, că nu-ți face nimic capul ăla de mincioc, ești nebun, ce ai? Frumușel. Mai reușit, dar mai agățat încă un pește. Odată ce a murit vântul ăsta, vadul a fost zero. Nu se mișcă nimic. Chiar și colegul de stand din stânga zicea, bă, nene, dar la noi nu intră nimic, nu, deci n-a circulat nimic pe zona asta. Am văzut în stânga, încolo, am văzut că mai sare pește în mal. Am zis să mai dau. Am, înainte de
înainte de lansarea asta. Mamă, ce nervos! Înainte de lansarea asta am venit pe vad, am băgat inclusiv un wafter de 8, un tutti frutti de 8 mm, adică portocaliu, moartea carasului. Am zis, bă, hai să vedem măcar un caras, ceva pe vad, să-mi ajut și eu echipa. Încerc să prind orice. Mamă, ce nervos este. Și nimic, 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 nimic. Am mai făcut lansarea acum pe malul opus și uite că mai reușit, am făcut rost de o prezentare. Asta înainte ca înainte de prezentarea asta iarăși mi-a tras și am rămas cu o jumătate din strună. Nu înțeleg cum se poate întâmpla chestia asta, dar pe de altă parte, așa se urma, mai norocos. Stai nervos rău, văd. Trag și ușor de el, v-am zis că chiar contează fiecare pește aici. Și tocmai de-aia încerc să mă port frumos cu ei. Ține bine substratul, dar aici v-am zis, pe balta asta toți peștii se bat de zici că sunt monștri, chiar și aia la 3 kg, 4 kg, îți dă undă la în cârlig. Uite, și asta chiar nu e foarte mare, e unui pești mici, ca să zic așa, și cu toate astea nu se lasă neam. Hai, mă, tată, bă. Hai, ușor, ușor. Opa! Frumos și ăsta. Nu chiar. Momentul adevărului, sper, v-am zis să iau 3, am auzit că antăși 59, 55, deci nicio șansă. Mihai, ăia care? Vasile și cu Rezoia. Păi, nu știu. Pe acolo, la bataie. Pe mine mă interesa, sincer, să fiu 3-ul. Să vedem. Cine? A? A. Ai răbdare, ho. Stai așa. Da, mă, te cred. Da, trebuie să-ți aduc și... Stai așa, pește, ce să fie? Îți mai aduc, dar e în juvelnic, l-am băgat. Am zis să fie și în juvelnic ceva, dacă la tot l-am udat. Păi dacă tot am udat juvelnicul, mă. Ce vrei? E micuț, destul, da. De-aia l-am băgat aici în juvel. Hai să vedem. Murdăre. 11.890. 11.890. Nu știu, vedem. Te mai pozezi? Ce e, mai că am poză, că... Am luat 3. 6, 15, 36, 37 de kilograme, unde semnez? Aici. Observator.
știu dacă ai luat, l-ai luat? Nu știu, 37, 30 de kg. Pe acolo. Mulțumesc. Legătura la brațul. Dacă vrei să vezi. Oricum, 20, aici e. 30, cum o 20? 20 a fost ultima cântărie. Păi nu brezuia numai. Dar cine? Tine. Așa nu mai dăm unul. Nu, ăsta nu mă interesează, că pe ăsta n-am cum să-l bat. Verul 34, da. Pă, pot. 34, păi am 37. A. Uite, ce mă. Păi nu, nu vine așa. 10, 25 cu 11, 36, 37, 37. Fișa. Cred că am scăpat cu 3 în sector astăzi. Ceea ce nu e rău. Deci depindem de ce au făcut și băieții în partea cealaltă. Vedem. Revedem mâine, în seara asta, potol cu pastramă. Bună dimineața și bine ne-am regăsit la manșa a doua a concursului nostru de astăzi, de pe Iazul Bila 2. După cum spuneam, este Cupa APSI Intercluburi, ediția 1, sper să urmeze și alte ediții. Rămăsesem datori cu rezultatele de ieri. Într-adevăr, am reușit, am scos un 3 în sector. Mihai a scos 4 în sector și Costin a scos 1, a tras echipa. Bine, Costine, mulțumim. Așadar, avem 8, avem 8 puncte și avem o șansă pentru ziua de astăzi. Cel mai îmbucurător lucru este că suntem pe locul 2 în clasamentul general ca și echipe, iar pe locul 1 și mai îmbucurător este echipa a doua a APS-ului, care este echipa 1. Au avut un scor foarte, foarte bun. A ieșit Cristian Vasile, a scos 1 în sector, Tony Alexandrescu a scos și el 1 în sector și Nace a scos 3. Deci au 4 puncte. Ei au 4 puncte, noi avem 8 puncte și mi se pare că locul 3, îmi cer mii de scuze, dar nu știu exact, că nu mai rețin cine este pe locul 3, deci nu o spun, cu răutate, deci chiar îmi cer scuze, dar știu că sunt la vreo 6 puncte în spatele nostru. Orice se poate întâmpla, credeți-mă, astăzi, pentru că v-am zis, Iazul Bila 2 este una dintre cele mai echilibrate bălți și nu întotdeauna pe locul pe care s-a prins cu o zi înainte pește se va prinde și în ziua următoare. Peștele umblă, circulă, fiecare zi trebuie pescuită în parte. Așadar, astăzi, asta vom face și noi. Dacă ieri am fost standul 20, m-am chinuit cu peștii de mi-au sărit capacele, pentru că chiar nu era pește pe zonă, că m-am uitat și pe clasament stânga-dreapta mea, la fel nu prea s-a prins pește. Am reușit, am mermelit acolo un loc 3, astăzi am tras pe 22, care este un stand pescuit înainte de Cristian Gabriel, l-a pescuit ieri și mulțumesc frumos, Cristian, din câte am înțeles mi-a răsat vreo 3-4 roale de fir pe aici, că tot a agățat prin sălci, prin drași, prin laci, vedem dacă îi le scot, sper să nu. Dar la fel, din păcate, spun, eu nu sunt încântat de locul tras, nu neapărat în privința distanței, distanța e mică, tocmai de asta nu-mi place locul ăsta, pentru că avem o distanță de până în 110 metri, mai mică decât pe locul 20 unde am fost ieri. Partea îmbucurătoare este că m-am clipsat cu engaugiurile de 360, pot să dau malul de vis-a-vis și ceea ce mă bucură, pentru că o să încerc să le pescuesc extensiv ca să nu mai am panică cu drilluri. Dar problema este că nu știu cum și unde o să funcționeze vadul, pentru că ieri nu s-a prins pește pe zona asta nimeni, pe sectorul ăsta nimeni n-a prins pește pe vad. Sau s-au luat un pește sau ceva de genul, toată lumea s-a plâns că vadul nu a dat rezultate și chiar mă bazam pe vad, semn că peștii ori circulă în malul de vis-a-vis, țin linia malului, dacă circulă. În fața aici, din păcate, este fiind mai
mai apropiat, la fel ca și în partea cealaltă, malul de vis-a-vis, cum ar veni, vine împins spre mine. Este și apa foarte mică și probabil că nu țin linia malului acolo, pentru că a ieșit scăzut nivelul, e apa mică, mică și e platou întins. Malul de vis-a-vis o să fie cu pești mici, presupun, ciortani, dacă este să dea pește, dar ideea e că dacă circulă peștele, peștele ăsta nu cred, cu peștele mare, cel puțin nu o să circule pe platou ăla, ci pur și simplu o să vină mai încoace, dar nu știu să vă zic distanța, v-am zis, e nici nu știu în ce distanță și-au făcut voaduri ceilalți. Oricum, am sondat puțin azi dimineață și o să-mi fac un voad, chiar dacă ieri nu a prins absolut nimeni, nu mă interesează. Fiecare își face soarta cu mâna lui și eu întotdeauna am fac un voad. Astăzi să-l fac la 66 de metri, am găsit ceva mai tare pe acolo. Și să sperăm că cine știe, poate reușim să strângem ceva pește acolo. Că dacă circulă, v-am zis, din câte am văzut și în antrenament și astăzi, peștii mănâncă, na, de ce i-am pregătit pentru astăzi, mănâncă de lesar capacele, deci este clar că dacă mă nimeresc cu ei pe zonă, v-am mai zis că degeaba dai tu cu nada minune, indiferent cum se numește, o mănâncă peștii, le place tot ce vreți, dacă nu vă nimeriți cu ei pe zonă să circule sau să-i găsiți acolo și alea, n-ai ce să prinzi, așadar contează foarte, foarte mult chestia asta. Sper să îmi adun ceva acolo. Așadar, la fel ca și ieri, sunt fix aceleași lucruri, v-am zis, din antrenament, când merge ceva nu schimb nimic. Fish and Krill cu Perfect Minimix, micropelete. Am dus granulația Nadei, vă repet, prin chestia asta, granulația Nadei este dusă spre mare, adică 65% Fish and Krill, 35% micropelete. La fel, absolut toți, ambele echipe au pescuit fix cu aceleași lucruri. Deci, singura chestie pentru care noi am scos rezultate mai slabe au fost fie de pescar, fie de loc. Pentru că este clar, cu aceleași lucruri s-au luat și unul și doi în sector, cum au luat băieții din echipa, din cealaltă echipă APS. Deci a fost de loc sau de pescar. Încă se dezbate lucrul ăsta, nu o să știm niciodată, probabil. Poate că și eu am greșit, am făcut 3 în sector, dar oricum m-a luat Vasile, care e cu tot în club cu noi, cu 1. Nu e cu supărare. Oricum, targetul nostru era să avem cel puțin o echipă pe podiu. Astăzi sunt ambele cu șanse, să sperăm că nu ne necăm ca țiganul la mal. Pardon. Și... cam asta este. Și 37 mai avem 13 minute până la nădire. Am zis, tot așa mi-am păstrat două casorele, mai am și puțină nadă acolo. Mi-am păstrat în bacuri nadă pentru pescuit, nadă pentru nădit. În ceea ce privește nădirea, v-am zis, o să nădesc cu momitorul, l-am aici, am și schimbat momitorul, am pus unul mai mare, am schimbat și înaintașul, pentru că am nădit vreo 2-3 zile cu el și chiar nu am chef de surprize neplăcute acum, câtă vreme este ultima zi. Și în concurs mai bine le schimbi și faci lucrurile bine decât să regresi pe urmă. Deci am schimbat înaintașul, mi-am pus înaintaș nou pe lansete, un engauge, cam două engauge-uri, un engauge l-am clipsat cu metod XL Preston pe vad aici, aproape în 66 de metri și celălalt engauge cu metod large 60 de grame l-am clipsat în malul de vis-a-vis. În malul de vis-a-vis, de asemenea, am clipsat și Walter-ul cu momitoarele acelea de la Gabor Dome, metodurile. Și la fel o să fac ca și ieri, o să încerc să îi dau 10 minute nădire grea cu momitorul și pe urmă nu mai avem voie, dar o să continui să-mi nădesc cu Walter-ul, cu momitoarele acelea de la Gabor Dome, care ceva nadă. Iar nădirea, în malul de vis-a-vis, o fac la aproximativ 8-10 metri,
să vedem cum se duce în funcție de cum se întinde firul. Eu m-am clipsat cam la 8 metri de malul de vis-a-vis, încerc să evit firele lui Cristian. Și o să facem cam la 80 metri înădire, iar cu lanseta putem să căutăm fie direct pe voad, fie putem să-l sărim puțin, îmi las spațiu între voad și mal ca să pot să-l accesez. Și încerc să, de asta v-am zis că fiind platou se întinde destul de mult din câte știu aici, adică e undeva la 14-15 metri de mal, e platou și pe urmă ușor de tot coboară. Așadar, o să vedem cum or să răspundă peștii. Vedem ce să mai atât uravura, n-am schimbat nimic în materie de mumeli, la fel ce am avut și el pe masă. Deci avem vaftere, Utopia Baits, krill and shrimp de 8.5 mm, Nutribomb, Yummy Squid. Avem vafterele de 10 mm, Orange and Squid și, v-am zis, cu astea au fost vedeta partidelor de astăzi, niște momente care încă le aflăm în teste, încă se aflăm în teste. Chiar nu o spun de reclamă și asta este doar pur fapt, așa. Mirea a pescuit, el a avut spațiu mare, nu se putea atinge de malul de vis-a-vis și a decis să stea și să pescuiască pe vadă. A avut 4 pești peste 10 kg ieri, cu așa ceva. Deci, da, viitorul sună bine, cel puțin în faza de teste ușor se confirmă. Dar v-am zis, la mine durează toate lucrurile astea. Vedem ce se întâmplă puțin mai spre iarnă, să vedem ce se întâmplă în primăvară. Și în funcție de rezultate, pe urmă, vedem dacă merită sau nu scoase, dacă sunt eficiente sau nu. Bun, să ne revedem cu bine. O să-i dau drumul la cameră imediat pe prima oră, presupun de concurs sau ceva de genul. Nu vă mai, v-am zis, nu vă mai arăt cum arunc, e același momitor și ne pregătim și noi să îi dăm bătaie. Ei, fraților, e groasă neagră și cu păr. Deci, sunt lampă. Trecură 2 ore și ceva din concurs, cât e ceasul, să vedem. 11:47, 3 ore. Aproape din concurs, lampă, deci n-am văzut nici măcar o singură trăsătură. În dreapta mea sunt 2 ciortani și 2 carași prinși. În stânga mai sunt încă vreo 2 pești, cred că, prinși. Pur și simplu este moartă. Am încercat tot ce m-a tăiat capul, tocmai pentru că vreau să ajung cât de cât echipa, așa m-am apucat să dau la Tutti Frutti, la Wafter 8 mm, măcar carași să găsesc, nici măcar ăia, n-am văzut absolut nicio trăsătură, în schimb toate belele de pe lume, logic, tipic mie, rupt momitor în lansare, rupte 2 monturi, în firele lăsate de ieri, mulțumesc Gabriel. Pe partea stângă, spre toată jumătatea standului din stânga, de la număr în stânga, n-am cum să dau, orice dai acolo lași. Direct de pe număr am adus captura. Am încercat și pe limită de sector cu dreapta, pe subsălcile alea, lipit de mal, am scos veverițele de sub nămol, am speriat și obolanii din găuri, deci nu, nimic. Am revenit pe vad, mort, absolut niciun pește. Am încercat distanța dintre vad și mal, 2 lansări, pe loc nenădit, nimic, mort. În cadă.
Deci n-am văzut nici măcar o singură trăsătură, nici măcar un singur pește care să se ridice măcar pe toată zona asta aici, de când am ajuns pe locul de pescuit până acum. Deci nu... bate și vântul frumos, adică după ce că se pare că nu e mai nimic aici, bate și vântul de la dreapta la stânga, adică duce nimic încolo. Deci nu... nu știu ce să mai fac în situația asta. Cu toate rupturile, am rupt și un vârf de la Walter, logic că trebuia să se întâmple și chestia asta. Și le-am făcut cam pe toate. Singura faptă bună pe care am făcut-o astăzi e că am degorjat un coleg de suferință și a băgat câligul în deget, a venit la mine. L-am chiuretat, deci pot să spun că am scos un cârlig din ceva. Dar asta este singura captură cu care mă pot lăuda. O să insist, nu am ce să fac altceva, o să trebuiască să insist cu pescuitul, să tot încerc să caut o zonă care să aibă pește. La două lansări în malul opus, una o să vin întotdeauna pe vad, cu timp de așteptare 12 minute, deci un timp mai mare de așteptare față de ce aveam ieri. E clar că nu e pește. Și când se întâmplă chestii de-astea pe vad, trebuie să stai să vezi dacă se nimerește să-ți vină ceva pe zonă. Deci nu... M-a bătut locul astăzi. Nu e timpul trecut pentru că nu s-au prins, nimeni nu rupe norii, dar nu ai de o coadă de unde să-l apuci, nu știi pe unde să... Eu dai, v-am zis eu că de-aia îmi place mie balta asta, că niciodată nu e la fel și indiferent de locul pe care îl tragi, e posibil să ai pește, e posibil să nu ai pește. Ce un random total, chiar și în situația asta presupun eu că ar trebui să găsim pe undeva peștele, dar habar n-am pe unde ar putea să fie. Că nu se trădează absolut deloc. Aș pescui și în 5 metri dacă ar fi să fie pește, dar nu e. N-am văzut nimic. Deci absolut niciun pește pe toată zona asta. Se ridice și nici mai în stânga, cât pot să văd mai în stânga și cât se aude că bate vântul invers. Și chiar dacă nu-i vezi când sară, îi mai auzei. Dar nu, n-am văzut nici acolo nimic. Uite acum a sărit peștele. Ia să vedem dacă a sărit acolo eu dăm. Este primul pește, deci îmi place mie când mă apuc să filmez, spun ceva, țin cu tot din adins să mă contrazică. Deci am văzut că a sărit acolo. Hai să vedem, poate reușim să facem ceva. Acolo, după cum v-am zis, wafter de 8 mm tutti frutti, caras, ce o fi, numai să punctăm ceva. Am zis că nu mai joc doar pentru mine, o joc pentru echipă. Ia să vedem noi. Poate reușim să păcălim totuși ceva acolo. Dacă nu mă înșeală privire, cam pe acolo e. Hai să lăsăm 10 minute să vedem ce zice acolo. Deci sunt în stare astăzi să-i alerg pe unde-i văd pe acolo, da. O să mai încerc puțin mai încolo vadul.
vedem cu lansarea asta, să vedem ce se întâmplă. Dacă produce ceva sau nu. Bine, ce s-a ridicat acolo era mierloi, dar era crap și era românesc, că l-am văzut. Da. Deci, dacă vă întrebați de ce nu am intervenit până când soarele doboare, este că nu am avut motiv. Decât să mă vedeți cum îmi pletesc la înaintași, cârlige, netoade, etc. Să sperăm că o să avem parte măcar de un drill astăzi. Vedem cum va decurge ziua. Și când vă spune Cătălin că este cel mai norocos pescar în viață, iată și demonstrații. Deci n-am văzut nicio trăsătură, am luat și eu ceva la japcă. Uite-l. Și am luat la japcă exact fix peștele care nu punctează. Da? A, uite-l ce frumos, ce strap frumos. Vai. Deci eu când vă zic că nu știu ce și cum să fac, nu mă crede nimeni. A, uite-l. Frumusețe de șală. Du-te, tati, înapoi. Aia-i viața. Of, Doamne. Nu zic, doar mă laud. Ca să vă explic cam ce s-a mai întâmplat între timp de la șală ăla. S-a întâmplat așa. Două munturi în malul de vis-a-vis cu tocul înaintaș rupte în fire. Refăcut, calm, frumos, fără niciun fel de problemă. Clipsat stânga, am încercat marginea din stânga vadului. Lansare în salcie, încă o montură. Calm, ușor. Lansat pe vad, așteptat pe vad, refăcut montură, tot ce trebuie. Pescuit acolo frumos, lansat, clipsat cum trebuie, la jumătate de palmă, de malul, de vis-a-vis, ca la carte, pe sub salcie, frumos. 15 minute pe mă nimic, scoatem de acolo, să dăm în partea din dreapta, că poate ar fi pește acolo. Prima lansare, foarte frumos și elegant, s-a rupt al doilea vârf de Walter, de cincios. Tot cu montură, vârf rupt, al doilea vârf, frumos, strâns, împachetat lansetă. În momentul de față mai avem 30 de minute de concurs. Sunt lampă. V-am zis că cu o lampă în concurs suntem toți datori. Astăzi este ziua mea, numai că lampa mea a venit cu multe pagube. De fapt, dacă stau să mă gândesc bine, a început foarte frumos încă de vineri când mi-a căzut camera în apă. Dar acum am lansat frumos pe mare, pe vad, și o să iasă asta când fluieră arbitru, pentru că nu mai am altă șansă ce pot să fac. Deci, în malul de vis-a-vis nu pot să pescuiesc. V-am zis, pungă, ruptură, ruptură, fire, ruptură, ruptură, fire, pungă, ruptură. Indiferent unde am încercat, în malul de vis-a-vis, stânga, dreapta, retras, la jumătate de metru, la 1 metru, la 2 metri, la 3 metri, la 10 metri, nici măcar o trăsătură. În 45 de metri, unde s-a ridicat peștele ăla când am dat drum la cameră, mormânt, nimic. Am lansat inclusiv aici, în fața pontonului, la 30 de metri, că poate fi aici peștele. Nimic. Pe vad, nimic. Deasupra vadului, 5 metri, nimic. Deasupra vadului, 10 metri, nimic. Deasupra vadului, pe aceeași linie cu vecinul de stand, cu toate că el dă mult mai în dreapta, dar am zis măcar, na, distanța, poate o fi o linie pe care circulă peștele. Nimic. Pur și simplu am epuizat absolut
tot ce puteam să fac. Deci nu am văzut nici măcar o singură mișcare a vârfului. Un pește măcar să ia pe cârcă firul, inclusiv peștele ăla pe care l-am prins în speță șalău, nici măcar ăla săracul n-a tras, l-am luat la japă. Deci nici de la ăla n-am văzut trăsătură. Toată zona a mers extrem de prost. Deci sunt capătul ăsta, deci de la pontonul 25 până la 18, cred că sunt 7-8 pești prinși. Și cam atât. Deci pur și simplu nu știu ce să vă spun despre ziua de astăzi. Habar n-am, pe mine m-a bătut locul ăsta la zero. Nu mai știu ce să fac, cum să fac, ce să... Oricum, acum e prea târziu, v-am zis, mai sunt, cât mai avem, 25 de metri? 28, mai avem 32 de metri. Așa, deci nu mai am niciun fel de variantă. Am periat tot vadul ăsta, mi-au sărit capacele, inclusiv oamenii s-au dat cu vaftă, de 5, de 8, de toate combinațiile posibile. Nici măcar un singur țac de caras. Deci astăzi este ziua mea. Și nu mă supără faptul că nu o să prind nimic astăzi, probabil. Adică cel mai probabil. Că n-am prins niciun pește, că am făcut lampă, că asta era normal, o așteptam, era long overdue, dacă era să ies să mă întrebați pe mine, doar că ce mi-e ciudă este că îmi trag echipa în jos. Deci băieții se bat acolo, au avut șanse, sunt cât de cât ok în sector, poate nu ori la ei 1-1-1, dacă 8 puncte în sector din cauza mea, ne ducem de râpă la vale. Și în loc să-i ajut, sunt ancoră. Deci asta mă macină cel mai tare, vă spun sincer. Deci cel mai tare chestia asta mă macină. Deci măcar că de-aia am și încercat, am insistat 3 sferturi de zi, am încercat pe vafter în speranța că încalc și eu măcar 2-3 carași să nu fiu lampă și cine știe ce, poate reușește să vină un pește mai. Dar nimic, 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 nimic. Deci chiar nu mai știu ce să zic. Deci mi-e ciudă, rău de tot că-i trag în jos. Ai, vor fi și zile mai bune. Și iată-ne la final de concurs. Din păcate chiar i-am tras foarte, foarte tare în jos pe băieți. Am reușit, am făcut 7 puncte în sector, am prins un singur caraș și astăzi 30 de grame. N-am fost în stare nici măcar de lampă astăzi. Și am făcut 7 în sector printr-o conjunctură fericită, nefericită de fapt, că cineva n-a mai putut să mai ajungă și sectorul era de 7. Asta este viața, v-am zis în continuare, susțin că balta aceasta poate oferi mereu surprize, niciodată nu poți să știi ce poți să tragi, unde tragi, nu contează locul, contează și ziua, deci răsturnările de situație întotdeauna sunt posibile și ceea ce face un concurs frumos, că până la capăt ai șanse, mai ales pe desfășurări pe 2 sau chiar 3 zile de concurs. Un lucru fericit, prima echipă din APS cea de ieri, Toni Alexandrescu, Nacea Dragoș și cu Vasile Cristian au făcut iarăși rezultate excelente și au reușit să iasă pe locul 1. Locul 2
este încă la, la dezbatere, se pare că este egalitate de puncte între cealaltă echipă a PSO-ului din care fac și o parte și pe care i-am tras grav rău de, jos, de tot în jos. Asta ca să vedeți ce înseamnă un ciortan, doi ciortani, dacă reușeam să prind, nu mai era chestie de balotaj și așteptăm acum rezultatele să vedem dacă o să fim pe, pe locul 2 la general sau pe locul 3. Asta din cauza mea. Deci am, la un moment dat chiar am cedat cu, cu o oră înainte de, de final. Am cedat pentru că, v-am zis, nu era vorba doar de mine, era vorba de, de echipă și când joc în echipă nu există altceva. Din păcate le-am mâncat meciul, dar slavă Domnului că s-au descurcat și ei și v-am zis, din 8 echipe avem două, noi ne-am prezentat, APS-ul s-a prezentat cu două echipe, ambele echipe vor fi pe podium și nu mulțumită mie. Ce aș mai putea să spun este că, din nou, cine a reușit să aibă pește, să găsească peștele, a funcționat foarte bine, ceea ce am spus încă de la început. Nada, mumele, absolut tot. Dar uite că se întâmplă și zile de ca aceasta. Vedem până la final. Așteptăm cu nerăbdare să terminăm de făcut clasamentul, să vedem cu balotajul cantitatea finală, per total, per echipă. Va decide dacă vom fi pe locul 2 sau pe locul 3. Vă dați seama că i-am dat două ori în jos pe băieți, odată că la puncte, de i-am băgat în balotaj și a doua oară că nu am fost în stare să prind ceva mai mult pește, să-i ajut măcar la cantitate. Asta este viața, n-am ce să fac. Dar v-am zis, nu trebuie totul să se învârtă în jurul meu. Și chiar îmi cer scuze față de băieți pentru rezultatul execrabil pe care l-am făcut astăzi. Ne vedem la premier. Gata, atenție. Mort. Bine ați venit la premiere, festivitatea de premiere. Este prima ediție a Cupei APS Feeder Intercluburi, care sperăm noi să devină o tradiție, pentru că este un format de concursuri extraordinar de frumos și cred că sunteți de acord cu mine că a fost un eveniment reușit. Da, bravo! Vreau să mulțumesc în primul și în primul rând echipelor participante, Total Fishing, 4 echipe, ați bravo. Făcut treabă bună. Menționăm aici pe Robert care s-a zbătut, fără el probabil că echipa, că concursul nu s-ar fi desfășurat. Da, mulțumim Robert. FCR. Deci, bă, nu-mi iese. MFCFR, așa, pentru echipa pe care au trimis-o și ei. Cristian Gabriel cu Power Baits. Mulțumim frumos. Și două echipe am avut de la APS, clubul organizator. Și mai este ceva de spus. Mulțumim mult de tot administrației Iazul Bila 2 pentru un lac excepțional de frumos. Cred că sunteți de acord cu mine. După cum ați văzut, am fost victima farmecului acestui lac. V-am zis că aici nu știi niciodată după ce tragi la sorți ce se va întâmpla. Poți să scoți unul sector, poți să scoți doi, nu sunt locuri favorite, nu se știu câștigătorii de la tragerea la sorți, deci nu este o baltă de bile, ai tras bila, poți să te duci acasă că ai câștigat. Astăzi, după cum ați văzut, am făcut un rezultat, cel mai prost rezultat pe care l-am făcut astăzi, în viața mea pe balta asta, așa, și restul, ați văzut, ieri poate n-ați prins pește, astăzi ați prins pește, peștii de aici sunt într-o permanență mișcare. Și din câte ați văzut, cred că o să trebuiască să vă pregătiți cu niște echipament ceva mai puternic, că sunt absolut demenți peștii. Deci încă o dată mulțumim Iazul Bila 2. Mulțumim frumos! Și echipei de arbitri care au alergat 20. Da, și
echipei de arbitri, domnul, da, niște bere, ceva. Benghei! Auziți? Te trag pe picioare, sârbule, nu-i problemă. Mihai Sârbu și Marius Andrei. Da, Mihai Sârbu și Marius Andrei, mulțumim frumos. Și ce mai trebuie menționat este la fel personalul Bălții, care ne-au pus la dispoziție absolut tot ce am avut nevoie, nu ne-a lipsit absolut nimic, mulțumim frumos. Și acum momentul pentru care am tras atâtea zile, sper să v-am zis, cel puțin mie îmi face plăcere, mai ales perioada de după concurs, un grătar, o glumă, povești, acolo e treaba, sperăm că ne întâlnim și mai anul viitor să facem așa. N-are sens să prezentăm captura pentru că participă Biru, dacă Biru participă, captura e luată, e singura certitudine. Deci e singura certitudine, vino încoace și ridic-o. Asta o scăpăm ca să nu fie dubii, să nu existe dubii. Bravo! 11 kg 900? 400, 600. 11.400 pe undeva pe acolo. Degeaba s-a chinuit Costin Mirea, dar a scos 4 bucăți peste 10 kg, că a venit Biru doar cu un pește. Bravo, tată! Așa. Începem puțin mai neobișnuit, că acolo s-a știut clar. Echipa câștigătoare este APS-ul, care APS 1, format din Toni Alexandrescu, domnul Nacea Dragoș și domnul Cristian Vasile și rezerva lor, domnul Marius Andrei, care a dublat la arbitraj. Am început cu ei pentru că știți foarte bine, nu exista niciun fel de urmă de dubiu, au obținut un scor extraordinar de bun, au avut un punctaj bun. Bătălia cea mai mare, stați să dau și eu camera mai așa. Uite, să o punem pe aici așa. Opa. Scuze. Bătălia cea mai mare s-a dat pentru locurile 2 și 3 între echipa a doua a PS-ului și echipa Total Fishing. Faceți un pas în față aici, că știu că e Robert Brezoianu, nu? Dar cine? Tiberiu Constantin, iertați-mă, dacă... Băi, sunteți 4 echipe, frate! Deci Tiberiu Constantin! Cine e următorul? Următorul? Zi! Alegeți, acum poți să-i alegi. Popa Mihai. Pe domnul Popa Mihai l-am degorjat eu cu mâna mea. Avea un cârlig în mână. Da, l-am făcut bine, l-am pansat. Și al treilea, fără dubiu, Radu Dăscălescu. Radu Dăscălescu, care ar trebui să se filmeze singur. Întoarce-mă și tu live-ul ăla. Așa. Care au avut locul 3 la doar un punct distanță de locul... 4 puncte? Distanță? 18-22. Mă rog, 4 puncte distanță de locul 2, ceea ce nu este foarte mult, având în vedere că este un concurs pe echipe. Felicitări maxime pentru locul 3. Una pentru mine. Claudiu, una pentru mine. Da. Și am fost la un punct distanță. Da. Cealaltă echipă, a treia, a patra, a cincea, a șasea, formată din Remus Bârsan și restul nu mai contează. Nu, Remus. Așa vrea el. Au fost la un punct distanță să își bată ceilalți colegi. Bă, ieșea scandal între voi, mai e păcat. Da. Ați renunțat la luptă, non-combat. Bun. Iar pe locul 2 este echipa APS, formată din, în ordinea aia, rezultatelor scoase, Costin Mirea 2-1. Bravo, Mirea. Ruse Mihai. Un scor foarte bun a făcut și el astăzi, 6 puncte. Domnul Sârbu a avut aici, vă dăm și tinichele, uite tinichele aici. Domnul Sârbu Mihai, care a zis că îl așteaptă un masaj
și în speță Constantinescu. Bravo, și anume Cătălin. Bravo! Care i-a dus de râpă, dar totuși a ieșit bine. Nu contează. A ridicat și voi alea. Le ridicăm, le ridicăm, le ridicăm. Bravo, bravo.